A fost schimbat abuziv din funcția de președinte al PPD Mehedin și chiar exclus din partid, iar acum a revenit. Ion Mihart este începând de astăzi lider al organizației județene a Partidului Poporului. S-a făcut o dreptate prin revenirea mea, am fost chemat la București, eu și domnul prim-vicepreședinte Virgil Alexe și conducerea partidului, Biroul Național de Coordonare, m-a însărcinat să preiau interimatul partidului pentru 60 de zile, începând cu data de 16.07.2013, prin hotărârea numărul 170. Virgil Alexe, de asemenea exclus abuziv din partid, a revenit în organizație și ocupă poziția de prim-vicepreședinte al PPD de Mehedinți. Dorim, prin revenirea noastră, pentru că noi am mai fost la conducerea acestui partid, să facem o echipă bună, o echipă în care să nu mai existe răutăți, o echipă care, într-adevăr, să aducă un plus de valoare a partidului PPDD din județul Mehedinți. Sperăm că prin venirea noastră să vină mai mulți membri ai noștri alături de noi și împreună cu noi, cu noua echipă pe care o vom stabili, să ducem la îndeplinire toate hotărârile luate de către Biroul Permanent Național al Partidului PPDD. Cât despre cea care se erija în președinte al partidului și cea care i-a exclus pe cei doi din organizație, Gheorghița Floarii, aceasta nu va fi dată afară din partid, ci va rămâne ca simplu membru, păstrându-și totodată și funcția de consilier județean. Cred că doamna Floarii Gheorghița nu va mai continua acest lucru, însă cred că va merge la unele posturi de televiziune ca să spuie cât de bine este partidul nostru la PPDD și cred că o să avem o relație bună împreună. I-a spus în vederea acest lucru să înceteze cu... Da, i-am spus dânsei, i-am spus că eu personal n-am nimic cu dânsa, poate să se întoarcă și în Consiliul Județean și vom vedea ulterior cum vor decurge lucrurile. Sunt vorbe spuse la năcasă. Da, era foarte supărată. În perioada următoare, organizația județeană a PPDD Mehedinți va intra într-un amplu proces de reorganizare a biroului de conducere al partidului.